Tu, ce trăiești în crudați nepăsare și te numești copil al lui Hristos, te-ai întrebat. Nu ai nimic de spus mulțimii ce se îndreaptă spre pierzare. De atâția ani asculți cuvântul sfânt, te rogi și cânți mereu în adunare, dar nu înțelegi înalta ta chemare și rostul care l-ai pe acest pământ. În jurul tău atâția oameni pierd, robiți de patim și de pofta pirii, le-ai arătat tu calea mântuirii, le-ai îndreptat privirea către cer, sau crezi că ți-e de ajuns să-ți porți cu nuna și cu aceasta ești desăvârșit? O, tu nu vezi că singur te-ai mințit? De atâția ani trăiești nepăsător, de atâția ani te mistui în plăcere, ai cunoscut, dar n-ai avut putere să spui că Iisus e Mântuitor. Așteaptă hrană în ușa ta, iertarea cui s-o deie, tu nu-i primești, îi lași așa de atâția ani să steie. Te așteaptă fericirea în prag, să-ți umple viața întreagă, tu gol și trist suspin pribeag, păcatul întreg te leagă. Iertarea-ți dă și pace vrea în viața ta să vină, să umple întreagă viața ta cu cântec și lumină. Dar tu te împietrești mereu. O, nu ți-e oare teamă că s-a sfârșit și harul său și lunga lui răbdare? Ca aceasta, poate în ușa ta e ultima bătaie și că apoi va mai urma doar veșnica văpaie. Voi toți care ați primit cuvântul sfânt și ați obosit mergând pe-ar vieții tale, treziți-vă cu toții chiar acum, că e aproape ora dimineții. Treziți-vă din somnul de păcat. Vă cheamă Domnul astăzi cu iubire, se apropie a doua lui venire. Și vai, vai de acel ce nu l-a ascultat. Spuneți, azi lumii ce aveți de spus, nu ascultați pe îndemnurile firii. Treziți-vă, treziți-vă voi sole ai mântuirii, treziți-vă urmașa lui Iisus. Amin.